Înființarea școlii de aplicație a forțelor navale se constituie într-un reper important în cadrul procesului de reformă, în măsură să asigure adaptarea instruirii marinarilor militari la noile cerințe structurale și conceptuale. Materialul următor vă prezintă structura nouă înființată în cadrul Academiei Navale și misiunile asumate în instruirea și perfecționarea personalului forțelor navale. Printre obiectivele de reformă urmărite în amplul proces de restructurare al armatei, eficientizarea învățământului militar are o importanță specială. Nivelul de pregătire și calitățile profesionale ale personalului influențează în mod decisiv transpunerea în practică a tuturor programelor de modernizare aflate în derulare și au efect direct asupra modului de îndeplinire a misiunilor diferitelor structuri militare. Înființarea școlilor de aplicație la nivelul celor trei categorii de forțe ale armatei, terestre, aeriene și navale, reprezintă un pas important în direcția așezării etapelor de pregătire a personalului militar într-o succesiune firească în măsură să asigure un flux continuu și eficient de instruire. Școala de aplicație a forțelor navale s-a înființat la 1 septembrie, odată cu intrarea în funcțiune a noului stat de organizare al Academiei Navale Mircea Cel Mătrân și a fost organizată ca urmare a procesului de restructurare a Academiei Navale. Ea este prevăzută, înființarea școlii de aplicație a forțelor navale a fost prevăzută în planul de măsuri de aderare la NATO și s-a desfășurat prin reorganizarea fostei facultăți de comandă stat major care a funcționat în Academia Navală până la 31 august 2003. Rațiunea de a fi a școlii de aplicație a forțelor navale este aceea de a asigura perfecționarea pregătirii tuturor cadrelor din forțele navale prin cursuri de carieră și cursuri de nivel, de asemenea prin cursuri de specializare și de formare profesională. Misiunea principală a școlii de aplicație este menținerea la un nivel ridicat a procesului de specializare și perfecționare a personalului din unitățile de nave și cele de uscat ale forțelor navale. Acest proces trebuie pus în concordanță cu noile structuri organizatorice, cu noile principii și cerințe care urmăresc în mod deosebit atingerea performanțelor și standardelor determinate de integrarea în NATO. Școala de aplicație a forțelor navale perfecționează pregătirea ofițerilor prin cursuri de nivel, adică fiecare ofițer din forțele navale, pentru a accede către un grad superior și către o funcție superioară, va trebui să treacă printr-o anumită formă de curs. De asemenea, școala de aplicație a forțelor navale perfecționează și pregătirea maiștrilor militari din forțele navale, nu singură, ci împreună cu școala de maiștri a forțelor navale. Alături de perfecționarea pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari sau a gradaților profesioniști, se urmăresc de asemenea obiective de cercetare științific aplicativă prin elaborarea regulamentelor, instrucțiunilor și manualelor de specialitate în domeniul naval, se întocmesc standardele militare operaționale necesare desfășurării instrucției în forțele navale, astfel încât personalul să poată acționa în structuri navale multinaționale prin adaptarea și implementarea regulilor și procedurilor specifice din forțele navale ale NATO. Ca o noutate față de fosta facultate de comandă și stat major, începând cu anul de învățământ 2002-2003 și continuăm în 2004, școala de aplicație pregătește maiștri de stat major, această categorie nouă de cadre militare care vin să completeze anumite structuri la eșaloanele unitate, mare unitate și statul major al forțelor navale. Cursul acesta de maiștri de stat major se pare că dă rezultate foarte bune, absolvenții fiind de real folos în activitatea ofițerilor din forțele navale. Odată cu apariția și aplicarea ghidului carierei militare, se poate vorbi de o mai mare coerență în desfășurarea și gestionarea diferitelor cursuri de perfecționare. Programele de învățământ au fost în mod riguros adaptate, iar selecția și admiterea pentru aceste cursuri se desfășoară conform unor criterii clare, astfel încât în niciun caz nu vor mai fi întâlnite situații în care erau trimiși la cursuri cei care se plictiseau prin unități. În cadrul școlii de aplicație se desfășoară cursuri de carieră și de nivel pentru categoriile de militari, subofițeri, maiștri militari și ofițeri. În acest sens putem discuta despre cursuri de folosire în lupta navei, curs de stat major,
pentru ofițeri, aceste cursuri fiind de fapt cursuri de carieră necesare ofițerilor pentru a accede în alte funcții și necesare și pentru avansarea în gradul următor. La fel, la nivel maestri, există cursuri de staff major pentru maestri militari, necesare tot pentru avansarea în grad și pentru accederea pe o altă funcție. Cursurile de nivel se referă, în primul rând, la pregătirea maiștrilor militari, subofițerilor și ofițerilor pentru a fi capabil să desfășoare activitatea pe orizontală în anumite funcții pe care le vor încadra în cadrul forțelor navale. Formarea ofițerilor de rezervă, care vor încadra diferite funcții în unitățile forțelor navale în situații speciale, se află de asemenea printre obiectivele școlii de aplicație. În școala de aplicație a forțelor navale funcționează și cursul de ofițer rezervă. Dacă baza de instituție navală pregătește ofițeri, pregătește militari cu termen redus pentru funcțiile de gradați soldați, în școala de aplicație a forțelor navale funcționează cursul de ofițer rezervă conform repartizării acestor categorii de militari din centrele militare zonale și centrele militare județene. Ei parcurg o perioadă de 6 luni de mandată, prin care îi transformăm din absolvenția instituțiilor de învățământ superior de profil tehnic în ofițeri de rezervă pentru forțele navale. Având în vedere faptul că școala de aplicație funcționează în cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, includerea bazei de instrucție a forțelor navale în structura școlii de aplicație a fost un pas necesar, în măsură să asigure conducerea unitară a procesului de instruire a personalului. Odată cu înființarea școlii de aplicație a forțelor navale, a avut loc și resubordonarea bazei de instrucție a forțelor navale din subordinea directă a statului major a forțelor navale în subordinea școlii de aplicație a forțelor navale. Care este logica acestei resubordonări? Opinia mea este că rolul școlii de aplicație este de a coordona instrucția în baza de instrucție navală, astfel ca la nivelul forțelor navale să realizeze dezideratul concepției unitare de pregătire, perfecționare și instruire a militarilor în termen. Vedeți dumneavoastră, școala de aplicație a forțelor navale funcționează în subordinea Academiei Navale. Multă lume se întreabă de ce, e bine sau nu e bine. Prin structura actuală a Academiei Navale, prin structura școlii de aplicație a forțelor navale, aceste două instituții colaborează prin realizarea, sau prin asigurarea, mai bine zis, a necesarului de cadre competente pentru formarea ofițerilor pentru prima treaptă și, în continuare, perfecționarea pregătirii ofițerilor pentru funcțiile necesare la bordul navelor și nu numai, și în unitățile de uscat ale forțelor navale. Eliminarea stagiului militar obligatoriu a fost unul din punctele forte ale referendumului în vederea adoptării modificărilor aduse Constituției. Profesionalizarea completă a armatei este însă un proces dificil care solicită resurse bugetare foarte mari, astfel încât renunțarea la stagiul militar obligatoriu se va face treptat, conform unei legi comune a Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Administrației și Internelor, aflată acum în stadiul de elaborare. Prima categorie de forțe ale armatei care nu va mai incorpora militari în termen vor fi forțele navale. Dar fiind faptul că marina militară se, începând cu 2005, va fi prima categorie de forțe armate care va fi profesionalizată, rolul bazei de instrucție navale se va transforma și în viitor va pregăti, atât pe linie directă cât și pe linie indirectă, militare angajați pe bază de contract necesar la bordul navei. Reper important în cadrul procesului de restructurare a forțelor navale, înființarea școlii de aplicație asigură premisele necesare statuării învățământului și instrucției marinarilor militari la nivelul reclamat de importanța misiunilor pe care ei le desfășoară.